Bună ziua! Azi am gătit ceva, dar pentru că mâine nu am așa mult timp, o să mă apuc de prima parte a unei rețete, să mâine să mă descurc mai bine cu timpul. Am luat și niște floricele, nu știu unde să le plantez. Crizanteme, dar ce faine sunt! Mai aveau două feluri, o să le cumpăr și pe alea, să le pun pe aici prin curte. Flori faine de toamnă. Și de ce am zis că mâine nu o să am așa mult timp? Pentru că trebuie să coc ceva la grătar. O să fac o salată, uitați ce am aici, de vinete cu ardei capia, usturoi și un ardei iute. Astea trebuie coapte la grătar. O să fac o salată de pentru iarnă, dar de cartea cu vinete și usturoi, la borcan. Este și garnitură și aperitiv și ce vreți dumneavoastră, o bunătate. Eu am vinetele astea mai mici din Republica Moldova și mai aveau puțin, se duceau, se stricau și am zis că e momentul, trebuie să le coc. Cred că am aici vreo 3 kg de vinete și 1 kg, jumătate de ardei capia, cam așa. O să coc și puțin ardei iute, unul singur de fapt, ăsta îl mai am, și ceva usturoi. Două căpățâni sigur le coc, o să intre în salată, iar o căpățână o să intre așa crudă. Am aici grătarul pregătit, vreo 3 feluri de cărbuni, tot ce am avut. Nimic nu se irosește la mine. Nici legumele, chiar dacă mai au puțin se veștejesc, sunt perfecte. Nici cărbunii, fiecare sac mai are câte ceva. O să aprind focul, pune pe grătar. Afară este absolut plăcut, nu mai bate vântul deloc. Uitați cât de plăcut este afară. Puțină răcoare, exact ce trebuie pentru o după-amiază liniștită. De stată în curte, de coc ceva la grătar. Azi o să le coc. O să le curăț și mâine continuăm rețeta. Hai să aprind grătarul. Cu aceste scale aprind eu focul. Sunt și bio, ecologice, tot ce vreți. Țin flacăra foarte mult și te ajută extraordinar. Pastilele acelea de aprins focul nu sunt bune. Nu-mi place să pun soluții de aceea pe lemne, pe cărbuni, pentru că este, nu știu, are un miros ceva ciudat. Asta este pur și simplu lemn impregnat în ceară. Așa cred eu. Imediat se aprinde focul. Thank you.
vinetele au început să fie gata. Mai sunt aici două, mai am încă una acolo. Încerc să pun și ardeiul capia. Miroase aici extraordinar, extraordinar. O să coc și două căpățâni de usturoi. Am aici asistenții mei, Marcei. Vai, ce bine arată. Așa cel mai bine, fără grabă. Dacă făceam mâine, mă grăbeam și nu coceam bine, nu ești acum trebuie. Uite așa. Mai am aici câțiva ardei, ardei iute. Aș prea și unul de ăsta, dar e prea periculos. Marcel s-a urcat pe mine. Am terminat de copt ardeiul. E acolo și drăgușorul și vinetele. Asta a fost ultima, asta e cea mai fierbinte. Le las să răcească, o să le pun ceva sare acum. Trebuie să răcească și după aia începe partea cea mai plăcută. Pentru alții, nu pentru mine. Trei curățate. Am curățat ardei capia. Se curăță foarte ușor dacă sunt copți bine. Îi lași să se răcească cu puțină sare. Ăsta și drăgușorul, nu-i foarte iute, dar așa îmi place mie. Niciodată să nu-i curățați sub apă. S-a dus tot gustul lor. Mă apuc acum de vinete. Gata și vinetele. Eu le las aici la scurs. După aia o să le curăț și cotoarele. S-au curățat destul de ușor. Din 3 kg cred că a rămas. Nici 1 kg. Am usturoiul. Se lasă seara, se întunecă deja. Uitați, am curățat ardei capia, usturoiul copt, vinetele. O să le pun în ceva caserole să stea până mâine dimineață. N-aveam nicio șansă mâine să fac această rețetă dintr-o bucată. Așa că am petrecut-o după amiază plăcută. Am pus muzica anii 80, cum îmi place mie, mai mult rock. Am copt vinetele, ardei. A fost chiar relaxant. Așa că ne vedem mâine. Continuăm salata de ardei copți și cu vinete. Bună dimineața! Hai să dăm mâncare la pești și să continuăm rețeta. Eu am fost repede la cumpărături. Uitați, vinete, ardei, usturoi au stat foarte bine. Am luat câteva borcane pe care o să le bag la sterilizat, la 120 de grade, cam jumătate de oră. Între timp apuc și toc legumele mele. Ardeiul capia. Îl tai întâi din două așa și după aia fâșii. Nu vreau prea mănânt. Eu prefer să-l simți pe filie de pâine prăjită.
Așa o să tot ardei cafea. Ardei iute o să-l tai mai mărunt. Nu vrem să-l simțim pe tot odată. Așa. Și mărunt. Și se amestece bine în salată. Usturoiul copt, îl drobim, ia, merge tot așa, cred că merge. Facem ca o pastă. Asta dă o aromă senzațională. Cât de cremos este. Vinetele. Aici le foarte mărunt. Mă ajută extraordinar asta târul. Așa și vinetele. Uitați ce fain să se fac. Ultimul ingredient este usturoiul. Ai vreo 5 cățeli frumoși, 1 și 1, care îi tai mai mărunt. Îi folosesc întâi și după aia tai mărunt. Uite așa. S-a pus vântul. Acum o să facem și marinata. Eu pun 2-3 frunze de dafin. 3, mai exact. Ulei. Eu pun de măsline pentru că ăsta îmi place. Puteți pune și de fasolului. Cam 50 ml. O să nu lăsăm nimic aici. Așa. Oțet. Oțet de mere, 9% alcool. Am 40 ml. Sare. O linguriță jumătate. E bine să puneți după gust. Și zahăr, cam 2 linguri. Toată asta merge acum la foc. Ah, am uitat de piper. După gust. Toată asta merge pe foc. Când a început să clocotească, lăsăm 5 secunde și oprim focul. Să se omogenizeze totul bine. Gata și marinata. Să amestecați tot timpul. Să se dizolve zahărul și sarea. Acum, asta intră aici. Așa, cam tot. Și amestec. Trebuie amestecat bine, bine, bine. Oh, ce bine arată. Atenție, asta este o salată, nu este zacuscă. Puteți să o puneți și ca garnitură, ca aperitiv. O brădate. Uite așa. Eu acum o las cam 15 minute să-și tragă gustul și o să încerc, o să gust. Să vedem dacă mai trebuie sare, piper, oțet, ce mai trebuie? Completăm. Mai bine să pui mai puțin la început și după asta completezi. Fiecare pune după gust. Sata mea ți-a odihnit. Hai să și gustăm. Uite cât de bine arată.
bucăți mari. Nu mai trebuie nimic. Să mă credeți pe cuvânt, mie nu-mi plac murăturile dulci. Aici nu se simte zahărul. Se îmbină toate perfect. Este un gust extraordinar. Deci nici nu... Dacă nu v-a zice, n-aș ști că am pus zahăr. Are aromă de vinete și de ardei. Ceva, nu știu, extraordinar. Iar usturoiul copt a făcut minuni în această salată. Vai, da, bună astea. Extraordinar. Mă lăsat două borcanele, o să umplu borcanele, alea patru. Ce rămâne, mănânc eu astăzi cu ceva pâine prăjită. Borcanele sunt sterilizate, încă frig, nu pot să țin la pele. Și acum, încet, încet, o să le umplu. Cu răbdare. Sper să-mi rămână și mie, dacă nu, o să umplu doar trei. Asta este un aperitiv perfect. Încă o limură, mai merge. Uite așa. Parcă am măsurat. Uitați, s-au umplut patru borcane. Și mi-a rămas și mie suficient pentru astăzi. Acum le pun capacul. Strâng bine. Și când mi-e poftă sau ai un musafir, ce poate să fie mai bun de atât? Stau și bătrânește? Gata. Gata. Bine strânse. M-am dus să prăjesc niște pâine să mănânc. Am muncit destul la această salată. Merit. Salata mea de vinete copte, ardei copți, usturoi copt, este gata. Atât a mai rămas. Vreau să fie mai multă, să pară mai bogată farfuria, dar este suficient. Am prăjit și ceva pâine. Colțul, mi-a place colțul. O să pun aici o frunză de pătrunjel pentru decor și pentru gust. Ucin ulei de măsline. Și asta este salata mea. Salata aperitiv, cum vreți să ziceți. Imediat vreau să și gust. Am mâncat, am gustat, dar vreau așa cu pâine prăjită. Oh, ce bine arată. Hai să vedem cât este pâinea caldă. Vai, da, bune astea. Eu sunt mai carnivor, așa, în general, sper că ați văzut. Dar asta este vis. Vai, da, bune astea. Am luat o gură mai mare și nu puteam să înghit așa repede. Vă scuzați? Să o faceți la fel ca mine, să nu omiteți nici măcar ardeiul iute.
N-ai uțit deloc, doar aromat. Este senzațională această sartă. Trebuie neapărat să o încercați. Acum, dacă v-a plăcut, eu vă mulțumesc. Să încercați. Vă spun poftă bună. La revedere și nu uitați, ținem legătura. Ne vedem mâine.